venit să clarific niște probleme. Cu ocazia asta zic să plătesc și impozitul pe tot anul ca să fiu sigură, adică să nu mai mă stresez. Da. Veniți în fiecare an, încă din prima zi? Nu, de obicei aștept pensia, dar acum am strâns niște bănuți pentru ca să plătesc de la început de an. Prețurile sunt mari. La două camere, un hol, o bucătărie. Da. Ați încercat vreodată să plătiți și online? Nu, pentru că nu mă pricep. Și chiar dacă mi-ar arăta băiatul, aș uita. Deci trebuie ca la școală să studiez mai mult. Și nu îmi stă mie gândul acum. Mai bine prefer să plătesc cash aici. Mai sigur cumva? Mai sigur, pentru că cu cardul, nu știu cum este cu cardul, dar tot am impresia că se duc repede. Așa, când iai mâna cash și știi, domne, am dat pe-aia atât, pe-aia atât. Am vreo 36-40 de persoane înainte. Ce aveți de așteptat? Jumate zi. Așa că asta e. Așa veniți în fiecare an, încă din prima zi a... N-am venit în fiecare an la fel, dar acum am fost notificată și a trebuit să dau curs. Mă prevalez și de ziua frumoasă de afară, că altfel e mai greu. Așa că asta e. Sunteți pregătită să stați atâta timp, să așteptați? Da, am încotro. Am de ales? N-am. Ați încercat vreodată să plătiți și online, spre exemplu? Am 83 de ani și nu știu cu online, nu știu cu... Habar n-am. Am intrat și în 30 de secunde am rezolvat. Am văzut că ați plătit la acest aparat. Da. E ok, e foarte bine, foarte ușor, simplu, câteva secunde și da. De ce credeți că oamenii nu vin să plătească la aceste aparate? E prea devreme. Ah, și noi care suntem mai în vârstă, mai e mai greu. Și pe mine m-a ajutat. Puțin, e adevărat, dar m-a ajutat cineva și e simplu. Așa veniți în fiecare an, încă din primele zile ale anului, să vă plătiți? Da, da, da. Ați încercat vreodată să le plătiți și online, spre exemplu? Mi-e mai greu. Dacă mă ajută cineva, pot, da.